Efectivele de pompiere ale detașamentului Baia Mare au fost mobilizate în această dimineață la centrul universitar nord de pe strada Victoriei, unde s-a produs o explozie la centrala termică. Aceasta a fost urmată de un incendiu. O persoană a rămas blocată în interiorul clădirii din cauza fumului și a fost evacuată de pompieri după sosirea acestora. Cadrele didactice și studenții s-au autoevacuat din imobil. Angajații s-au intervenit cu un echipaj de descarcerare și două autospeciale cu apă și spumă. De asemenea, a participat la intervenție un echipaj zmurd. Din fericire, nu a fost vorba de o situație reală, ci de un exercițiu al celor de la detașamentul de pompieri Baia Mare, de altfel necesar pentru ca aceștia să cunoască situația imobilelor din oraș și să știe cum să intervină, iar studenții și cadrele didactice să aibă o idee ce presupune astfel de intervenție în cazul unei situații reale. Astfel de exerciții sunt organizate periodic la unitățile de învățământ din județ.